Trecerea de la tineret la senior va fi una dificilă pentru Nicolae Soare. Programul competițional din sezonul 2014 e unul restrâns. Pentru început însă, cel mai bun atlet de fond al județului va lupta pentru obținerea baremului de calificare. Sper să-mi fac baremul pentru europenele de seniori și acolo să particip, să vin în primii 10. Vicecampionul european de tineret la 10.000 de metri, Nicolae Soare, va avea de muncit pentru a menține ștacheta ridicată. Clubul Știința i-a promis sprijin necondiționat, la fel ca și Federația Română de Atletism. E mult de muncă pentru acest lucru.